O fetiță din Oradea și-a salvat fratele sunând la 112. Părinții nu puteau să facă asta pentru că au deficiențe de auz și de vorbire. Apelul la 112 a fost făcut într-o seară în care Andrei se simțea din ce în ce mai rău, iar părinții erau disperați pentru că nu știau cum să îl ajute. Mama a rugat-o pe fetiță să sune la ambulanță. Deci prima dată nu a vrut să sune, dar mama a insistat. Am simțit că mă zure creierul și după asta mi-a venit grasa și asta mi-a fost așa de rău încât de-abia m-am ridicat din pat. Ema, cum a fost? A fost emoționată că ea nu a mai sunat la salvare, că ea e mai timidă, să zic. Mami a zis Ema să sune și Ema a acceptat să sune, pentru că era milă de mine. Sora lui cu un an mai mică, Ema, a fost cea care și-a învins temerile și a pus mâna pe telefon. Mi-era rușine să sun și sunau până atunci vecini, dar eu acum a fost pentru mine prima dată. Ce ai simțit când ai sunat? Multe emoții. A sunat după ajutor deoarece părinții lor au deficiențe de auz și vorbire. Doamna a zis, bună ziua, ce urgență aveți? Am zis că bună ziua, fratele meu are durere de cap, este pale și a vărsat de două ori. Și ea m-a întrebat câți ani are și am zis că are 11 ani. Și m-a întrebat cum mă cheamă pe mine, i-am zis că Mance Ema și după m-a întrebat pe mine câți ani, am zis că am 10 ani. Și a zis că o să vină. A zis că părinții sunt acasă, i-am zis că da, numai că sunt surdă muți. Ambulanța l-a adus pe Andrei la spital pentru mai multe investigații. Probleme cu colecistul a fost concluzia medicilor. Marea majoritate a copiilor auzitori din familii de surzi sunt mult mai maturi, preiau multe din atribuțiile părinților și se descurcă, dau dovadă de maturitate în situații dificile. Andrei consideră că sora lui a salvat viața în urma apelului la numărul de urgență. Ai fost mândru de ea? Da, să știți că da. Spune-mi dacă tu consideri că ți-a salvat viața prin apelul la 112. Păi, cred că da, că am simțit foarte rău. Și ăsta, durerea pe care simțit-o m-am învejat că sunt pe moarte, sincer. Să fie că mă duc foarte tare. Cei cu probleme de acest fel au o aplicație pe telefon prin care apelează 113, serviciul de urgență pentru astfel de persoane. Doar că mama lui Andrei și-a schimbat telefonul și nu a mai reușit să o instaleze. Există o aplicație de la STS pe telefonul mobil. Se dă apel la 113, le apare că este persoană surdă și ea apasă ce problemă are, ambulanță, poliție, pompier, mă rog, ce urgență are și atunci se și deplasează fără atâtea întrebări. Curajul Emei a fost apreciat și de operatorii STS care au postat pe pagina lor de Facebook discuția micuței cu operatorul 112.